starea Premierul acestui desemnat mandat Nicolae Ciucă și-a și a depus cărui mandatul înainte ca ministrii pe care îi responsabilitate pe propunea să care fie audiați în trebuie comisiile să le parlamentare asumăm în de aceste momente specialitate, iar difficile. criza politică din România se adâncește. În urma discuțiilor de aseară din interiorul PNL, principalul partid aflat la guvernare, partenerii acestora așteaptă să vadă, la modul concret, sensul cuvântului flexibilitate la negocierile cu celelalte formațiuni politice din aceste zile, în condițiile în care liberalii nu au făcut o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Deci ne aflăm acum în câteva zile, astăzi, mâine, în care trebuie să învățăm exact ce înseamnă cuvântul flexibilitate, pentru că aceasta a fost cuvântul cheie al deciziilor luate aseară de biroul politic al PNL. Încep niște negocieri inedite, în sensul că nu cunoaștem propunerea de prim-ministru, ci cunoaștem doar intenția Partidului Național Liberal de a găsi o componență politică pentru un guvern majoritar și cu sprijin parlamentar bine definit pentru perioada următoare. Reprezentanții UDMR care sunt în alianța de guvernare alături de PNL după retragerea celor de la USR consideră situația drept una inedită, însă opinează că aceasta trebuie să-și găsească o soluționare cât mai urgentă. Este o încercare inedită din punct de vedere al UDMR. Noi nu ascundem faptul că suntem pregătiți, așa cum în decembrie anul trecut am discutat și am negociat, pentru o guvernare eficientă, pentru toate îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care le avem cu Uniunea Europeană, pentru decizii imediate în cele două domenii foarte dure, vedem criza sănătății publice și vedem situația din domeniul energiei. Trebuie să dăm răspunsuri la aceste provocări imediate și cele mai bune răspunsuri le poate da un guvern stabil, un guvern cu competențe depline. Deci avem nevoie de un guvern cu competențe depline în perioada cât mai urgentă, cât mai imediată a viitorului. Europarlamentarul Iuliu Vincler, care este și președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR, consideră că pentru formațiunea pe care o reprezintă, cea mai bună soluție pentru continuarea guvernării în deplinătatea atribuțiilor este refacerea fostei coaliții alături de PNL și USR. Nu putem vorbi nici în numele PNL, nici în numele PSD, nici în numele USR, însă nu vă ascund că din punct de vedere al Uniunii Democrate Maghiare din România, cea mai bună soluție imediată și pentru lunile care urmează este un guvern, refacerea coaliției guvernamentale care a funcționat în primele 8 luni ale acestui an, deci refacerea coaliției PNL-USR-UDMR și funcționarea cât mai eficientă pentru a da răspuns la crizele pe care le pomeneam. Iuliu Vincler a precizat însă că s-ar putea ca UDMR, PNL și USR să nu mai poată forma o majoritate în urma părăsirii de către mai mulți deputați și senatori, în frunte cu fostul președinte Ludovic Orban, a grupului parlamentar liberal. Liderul UDMR din județul Hunedoara mai menționează și faptul că pentru depășirea crizei, formațiunea pe care o reprezintă este dispusă, cităm, la compromis și înțelegere funcțională. Sigur, apare o problemă și anume constatăm că din momentul în care fostul președinte Orban a părăsit grupul parlamentar al PNL împreună cu câțiva colegi ai domniei sale, probabil că nu mai există majoritate pentru o asemenea coaliție PNL-USR-UDMR. Deci sunt foarte multe probleme. Majoritatea acestor probleme trebuie să primească răspuns din partea colegilor noștri din PNL. Noi încă o dată suntem deschiși către compromis, către o înțelegere funcțională și către continuarea guvernării cât mai urgent cu un guvern cu sprijin majoritar, pentru că avem nevoie de legi ale reformei, de decizii legate de reforme care în Parlament trebuie luate cu o majoritate transparentă. România este condusă de un guvern interimar, dar și minoritar din data de 5 octombrie, când USR, care a făcut parte din coaliția de guvernare, a votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și susținută de AUR.